Neața, doamnelor, domnilor, astăzi vom primi sfaturi de șofat de la cei mai buni piloți din România. Am profitat de faptul că au venit la Academia lui Titi Aur pentru un show auto și a rugat să ne spună câteva lucruri, pentru că statisticile referitoare la accidente de pe străzile din România nu arată prea bine. Auzesc că este ceva amical, poate fi numit un show de final de an, însă piloții au ambiții, am văzut că nu se lasă. Este un rally show, este o formă frumoasă de a încheia anul, sau, da, anul competițional, atât de viteză în coastă cât și de raliuri. Scopul acestui gen de concurs este de a aduna la start piloți de top, în general. Are și denumirea în multe locuri pe unde se organizează de Cupa Campionilor și se merită, într-adevăr, pentru că sunt foarte mulți campioni la start. Spuneam că rolul este de a face show, dar de câte ori se urcă pilotul la volan, nu la mașina de stradă, ci la mașini de curse, apar ambiții, apar orgolii. Cei care au pierdut anul ăsta și n-au reușit să fie pe primele locuri vor să demonstreze că ei ar fi trebuit să fie pe primele locuri. Cei care sunt pe primele locuri vor să demonstreze că ei trebuie să fie pe primele locuri. De fapt, este un adevărat concurs. Ce ar fi de spus? Care să fie cauzele celor mai multe accidente, din ceea ce ați văzut până acum? Prima chestie, dacă se uită, să nu facă ce facem noi pe șosele, că din păcate asta cred că este una din cauze de foarte multe accidente în România. Viteza neadecvată la situație, multă lume merge mult mai tare decât poate și nu se dă seama, se dă seama doar în momentul în care trebuie să oprească mașina sau să facă un viraj mai strâns decât a crezut. Ce aș avea de spus este, în primul rând, să învățăm să privim, să nu ne punem ochelari de cal pe șosea, da? Să vedem cât mai larg și să privim cât mai departe, să stăm corect la volan. Dacă vreți să ne ducem într-un lounge, într-un fotoliu, e fotoliu, scaunul de condus este altceva. Dacă vrei să pui în operă ceea ce vezi aici, fă-o aici, n-o fă pe șosele țării, pentru că nu-i bine. Să mergem mai încet, să fie pregătită mașina, să avem anvelopele corespunzătoare, să luăm în calcul orice prognoză meteo, pentru că uite-te că nu o greșesc. Deci mașina pregătită corespunzător, anvelope corecte, ceasul, cronometrul să nu fie o formă de presiune a șoferului, mergem liniștiți și deloc de neglijat, dacă se poate, cu o cantitate de carburant în rezervor peste ceea ce ai nevoie, pentru că nu știi niciodată când vei găsi un drum blocat sau ai nevoie de mai mult carburant decât ai calculat și atunci, de regulă, iarna se pleacă cu mai mult carburant în rezervor decât de obicei. Având în vedere că vine sezonul rece, să știm că cele 7 grade plus sunt la limita schimbării gumelor de iarnă. Sub 7 grade, asfaltul devine foarte rece. Deci nu trebuie să montăm cauciucuri de iarnă când vine primul fulg de nea. Trebuie să știm că asfaltul e foarte rece și nu mai avem aderență. După care nu lucrează în parametrii mașina. Totul fiind rece dimineață, nu răspunde la accelerare, la frânare, uleiurile, fluidele, toate sunt reci. Mașina va fi 50% mai slabă ca performanță. Respectul în trafic nu prea există, ar trebui să anticipăm și să conștientizăm că mașina ucide, da? Mașina poate să devină o armă oricând și secunda te poate costa, o singură secundă, care este și timpul de reacție a unui om normal, odihnit. Atenție și la pietoni iarna, da? Dacă ne-am obișnuit să ne aruncăm în stradă să ne grăbim, mașinile nu mai opresc așa cum erau obișnuiți vara. Trebuie să așteptăm să se oprească mașina la trecere, după care să pășim pe carosabilă. Și Dani,